Inspectorii OPC au venit ieri la Făgăraș puși pe căpătuială. Au început cu magazinele și supermarketurile, au verificat de la termen de valabilitate mod de depozitare a produselor până la veridicitatea soldărilor și a reducerilor expuse în unitățile de comerț din Făgăraș. Patronii făgărășeni nu au fost tocmai în regulă, așa că s-au ales cu sancțiuni. Am avut activitate în domeniul alimentației publice, respectiv în piață, la anumite supermarketuri și magazine care vindeau produse alimentare. În acest domeniu s-au descoperit neregule, produse expirate, depozitate necorespunzător, neetichetate, neconcordanță între acte. Sancțiunile în acest domeniu au fost de amende până la 20.000 de lei și retragerea de la comercializarea produselor neconforme. Taximetriștii făgărășeni nu au scăpat de controlele OPC. Au fost găsite și aici o serie de nereguli și abateri grave, truse medicale expirate și chiar neexistența tarifelor. Ne-am ocupat totodată și de domeniul serviciului de taximetrie, unde la fel am găsit anumite nereguli, cum ar fi truse medicale și distintoare expirate, lipsă informare corespunzătoare, spre exemplu, neexistența tarifelor în interiorul taxiului. Cum era de așteptat, s-au aplicat sancțiuni și cu siguranță inspectorii OPC vor reveni pentru noi controle pentru a vedea dacă taximetriștii vizați și-au dotat mașinile așa cum prevede legea.